Te rog. Bună ziua și bine v-am găsit la Prof. Onai cu exerciții de matematică. Firma broadcast. Clasa a treia. Încădează în 1.11.2018. Și să vedem tema, cum ne-am obișnuit. Da. Da? Acum eu pun problema cu tema, dar să știi că încep să am emoții. Pentru că ce-am pățit, nu uit. Așa, da? Deci cu lecția aceea frumoasă. Acum am făcut după aceea. Deci? Și am făcut în pagina... Pe prima pagină. Da? Ah. Da. Din nou, de aici începe tema. Da, de aici. Da? Și acolo l-am scris mai bine. Am înțeles, da. Da. E minunat. Acum punem una din tot riscul, punem o problemă, da? Pe asta care ai gândit-o acum, cea mai recentă și cea mai frumoasă care gândești. Da. Să vedem. În prima zi parcurge două șeptimi. Deci, prima zi, două șeptimi din drum, da? Da, din drum. Bun. A doua zi, cinci șeptimi din rest, unde tu ai cu aceeași poveste. Da. Acum, am înțeles. Și în a treia zi, 64 km. Și în a treia zi, 64 km. Perfect. Întrebarea este, care îi lungimea drumului, nu? Da. Bun. Dacă voi avea nevoie, te voi întreba, da? Da. Dar împreună reușim să scoatem la capăt. Sper să mă ajungi și să plângi de durere, că eu nu te pot înțelege. Deci, ăsta este tot drumul. Așa. Probleme cu fir, cum spui tu, da? Și e vorba de două șeptimi. Împărțim în șapte. Una, două, trei, 4, 5, 6, 7. Da? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și prima zi spui că parcurge două șeptimi în prima zi. În rămân 5 șeptimi. Da? Dar el parcurge a doua zi, 5 șeptimi din rest. Prima dată au parcurs 2 șeptimi din toată distanța. Și acum trebuie să fac 5 șeptimi din rest. Deci din rest este foarte important. Că dacă tu spuneai 5 șeptimi din toată distanța, atunci erau ăstea. Că rămâsesc 5 șeptimi. Dar acum tu spui 5 șeptimi din rest. Deci, practic, noi facem referire la acest această distanță acum și trebuie să facem 5 șeptimi din ea. Deci, noua problemă este să găsesc pentru a doua zi 5 șeptimi din toată distanța asta. Cum eu am 5 segmente și trebuie să găsesc, să împart la 7, că asta există aici foarte de tare data trecută. La 7 să-mi fac împărțirea. Deci, cum am acest 7, înseamnă că trebuie să împart pe fiecare în 7, că n-am altă variantă. Când împărțirea lui 5 la 7 nu se poate. Deci neapărat trebuie să mă duc să împart fiecare segment în 7 și în felul ăsta 5 șeptimi, visul meu este ca 5 șeptimi pentru a doua zi, să-l transform înmulțind totul cu 5, da? Totul cu 5, fracția asta am zis, totul cu 5, face 25 pe 35. Nu? 35 de segmentul ăsta. Și atunci voi începe să spun. Deci încât în 7 împart, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci pun 6 segmentul. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În momentul
momentul de față, avem în total aici 35 segmente. Și din astea iau 25. Ăsta, fracții 15-7, e 25-35. Deci ca să iau 25, mă gândesc să am o dată 7, ori 3, 21. Da. Și mai iau câte încă până la 25? 4. Deci încă 4. Cum erau 7, deci iată 1, 2, 3, 4 până aici. Iată, dragilor, că cele câte 5 șeptimi, ia să vedem dacă am zis bine, 7, și cu 7, 14, am făcut bine? 14, și până unde? Până la 25. Deci trebuia să mă duc cu două de astea, deci două, una, două, trei, trei ori, la 25, da? 4, 4, 5, 20, nu, câte sunt de toate? Sunt 35, am spus, da? Deci, asta, așa era, una, două, trei, 4, 5. Cred că am reușit un pic, să mă revăd din nou. Și ca să ajung la 25, 3 ori 7 fac 21. 1, 2, 3. Da. Și mai iau încă 4. 1, 2, 3, 4. Aici trebuie să mă opresc. Așadar, dragilor, aici trebuie să ajung. Asta înseamnă 5 șeptimi. Deci 5 șeptimi din tot drumul. Din rest. 5 șeptimi din rest. Înseamnă 25 pe 35. 25 de 35 zecimi de astea. Da. Ei, și îmi rămân acum cele 7 și 1, 2, 3, câte rămân? 10. La 3 era 60. Așa! Bravo! Iată, dragilor, cum intervine repede. Își dă seama că trebuia să fie 60 ca să împartă la 10. Perfect. Uite, asta e dovada clară a faptului că el trăiește problema, a înțeles-o în intimitate. Că acest număr 60, 64 nu se dă la întâmplare, ci este vorba de un număr care se împarte exact la 10. Nu? Asta mi-ai spus. Da. Deci el revin cu 60. Sigur, puteți zice 10, 20, 30, 40, 50, orice alt număr. Dar tu ai zis repede 60 și atunci o singură bucată, un singur segment de asta, unul singur, cât înseamnă? Cât înseamnă? Deci 60 împărțit la cât? 60 împărțit la... Câte am spus noi că rămase? 7. 10 împărțit la 10. 10 înseamnă? 6. 6 kilometri înseamnă un singur segment de ăsta micuț. Un singur segment, 6 kilometri. Și acum, povestea este la îndemâna noastră. Total, nu, ca număr de kilometri, 6 ori 7, că 7, 42. 42 de kilometri. Și 42 ăsta trebuie să-l înmulțim cu câte? Cu 5. Cu 5. 200, deci, 10, 200. Distanța va fi egal cu 5 ori 42. Ne-am făcut aia cumva. Da? Tot 5 plus 7, acolo este 210 de kilometri. Deci partea asta, da? 210 kilometri. Da, că am făcut 5 ori 4, 20. Așa. Și cu încă în 0, 200. Și 5 ori 2, 10. 210. Da. Plus încă 84, 90 și... 94. Și trebuie să ajungem la aceeași lucru, să vedem, nu? Da. Deci 5... distanța e 5 ori 42, dar cu adevărat câte sunt segmentele acestea? Nu sunt 7? Da. Deci 7 trebuie să fie 42. 7 ori 2 e 14. 7 ori 4 e 28. 28. Și cu 1? 29. Deci care este distanța totală? 294. Același lucru, nu? Da. Ori făceam pe bucăți, cum ai spus tu, o primă parte și prima adunam pe cealaltă, ori pe total. Da. Că dacă eu știu că una e 42 km, mulțesc cu 7, că sunt 7 astfel de segmente și iată că fac 294 de km. Da. Deci, dragule,
Care a fost greșeala de data trecută? Faptul că n-am mai scris din rest. Când ai spus acolo 2, 5, 5 și până 3, 5, 5, n-am mai spus din rest pe tablă. Și atunci mie mi-a fugit mintea spre varianta că ăsta reprezintă chiar restul și spuneam că mare rost problemă. Dar tu ai insistat și ai spus, domnule, din rest, insist pe camera acolo. Și vocea ta spune, din rest, nu din, nu de altfel. Deci e perfect. Acum, dacă ți-aș spune așa, bunicul are o livadă foarte mare și a cules merele și a plecat la piață cu o cantitate de mere pe care nu o știm. În prima zi, bunicul vinde 3 șeptimi din toată cantitatea. Deci din toată. Și lucru ca firul. Este aceeași lucru ca și distanța, da? Dar îmbrac altfel. Da. Prima zi. A doua zi, vinde 3 șeptimi din rest. Deci, a doua zi, vinde 3 șeptimi din rest. A treia zi, vinde 2 șeptimi din nou rest. Și a patra zi, stăpânit cu mai multe zile, vinde o cantitate pe care să o vedem cât. Gândi. Am mai complicat un pic problema? Da. Deci cum am spus prima zi, că am zis că vinde? În prima zi bunic, cum te vinde? 3 șeptimi, parcă am zis. 3 șeptimi, da. 3 șeptimi din cantitate. A doua zi vinde 2 șeptimi din rest. A treia zi vinde, hai să zic 4 șeptimi, hai să zic așa, 4 șeptimi ca să fie interesant, 4 șeptimi din rest. A treia zi vinde 3 șeptimi din 9, din ce au rămas? Din 9-ul rest. Adică din ce au rămas după ce au vândut cele 2 zile. Să înțelegeți. Și a treia zi, a patra zi vinde cantitatea pe care o să o stabilesc pentru că știi tu de ce. Vine mai greu, nu? Da. Trebuie să știu o șmecherie. Cum procedăm? Dirigează-mă tu. Adică facem problema, vedem câte segmente ne-au mai rămas. Și după aia le împărțim la segmentele care ne-au rămas. Facem un multiplu de acel, ca să se poată împărți exact, da? Haideți să încercăm. Vrei să încercăm împreună problema asta? Da. Este un pic mai dificil după părerea ta? Da. Vreau să te întreb, ce părere ai? A doua zi vinde mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai mult pare, da? Da. Vrei să și aflăm cât vinde în fiecare zi? Mi se pare foarte interesant. Deci să aflăm în fiecare zi cât vinde și toate cantitatea. Deci facem o problemă mai frumușică. Deci, ia fel. Asta e toată cantitatea. 3 șeptimi, da? Împart în 7. 1, 2. Faci și tu problema, că suntem la o nouă problemă. O problemă un pic mai complicată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci acestea sunt cele 7 segmente. Ele trebuie să fie egale, da? Să ne înțelegem că ea vinde și că zici în șeptime, apoi să fie neapărat egal. Eu poate nu le-am luat perfect, nu am egal așa, dar tu ai înțeles bine. Prima zi, în prima zi vinde, cât am spus? 3 șeptimi. 3 șeptimi. Ești tu aproape de mine? Nu. Ia să vedem. Sunt abia să scriu a treia zi. Așa, scrii datele probleme. Da. A treia zi, 3 șeptimi din nou rest. Și a patra zi, nu știm cât vine. Așa, tu ai pătrățele și se face împărțirea foarte bine. Așa. Ei bine, acum i-a rămas câte șeptime, practic,
din ce a fost în toată cantitatea? 4. 4 și 7. Bun, dar el din asta vinde. Din asta vinde 4 și 7. Din ce am avea pe masă? Din ce a rămas? Deci noi trebuie să facem 4 și 7 aici. Păi din 3. Împărțim fiecare segment în 3. În cât fiecare segment? În 7, dragule. Șapte? Păi da, te faci în șeptime. Aha. Nu? Da. Tot în șapte trebuie să împărțim. Deci împărțim de fiecare șapte. Da. Așa, da. Ia vezi tu. Tu acolo, pătrățele cele jumătăți trebuie să faci acolo, nu? Câte ai avut acolo? Da. Ei, îl facem așa, în felul încât putem zice șapte, șapte peste tot deasupra. Știi tu de ce, da? Șapte în segmentul ăsta, șapte aici, șapte aici și șapte aici. Câte sunt în total acum? Așez 4 pe 7, îl transformăm în cât? După ce mulțim cu 7? Mulțim cu 7, 7 ori 4, 28. 8. Și 7 ori 7? 7, 7, 49. 49. Deci câte sunt, cât sunt în total? Câte sunt aici? Ne rămâne fix. 7, deci, din 7 fac 14 și încă 14 și 28. Deci am împărțit în 1, 2, 3, 4, da? Deci împărțim pe fiecare în 7 și 7 ori 4, 28, 7 ori 7, 49. Sunt 1, 7, 2, 3, 4. Și în a treia zi nu mai trebuie să scrieți și timp. Pentru că în a doua zi consumă, practic, consumă tot. Stai să vedem aici. Deci nu cu 7, ci cu 4 trebuia să spunem că mulțim. Câți? Da? Câți 4 care au rămas. Tu știi bine că cu 4 mulțim, da? Deci 4 ori 4 fac 16. 4 ori 4 fac 16. 16 și 4 ori 7 fac 28. Asta era. Deci asta era greșeală. Deci cu 4 mulțim. Exact câte au rămas aici. Da. Bun. Trebuia să le împărțiți în segmente, vă spun. Da? În segmente mici. Pentru că luăm 2 și va face 14 și trebuia să mai luăm 2 din celălalt. Deci 14 și mai luăm 2 de aici. Vrei să le împărțim numai ăsta? Cum se pare mai interesant să mai punem, ca să nu mai pierd mult timp. Deci punem 2 aici. Și asta ar fi 7 cu 7, 14, ai zis tu bine. Și mai rămân 2 din partea asta. Toată asta este în a doua zi. Deci, în a doua zi, vinde cantitatea asta. Știi tu câte au rămas aici? Câte bucăți sunt aici în total? De au rămas bunicului? Da. O 7 și cu cât? 7 și cu 5. 7 și cu 5. 13. Da? De 7 și cu 5 cât face? 7 și cu 5 fac 12. 12. Este exact diferența de 28 și 16. Între 28 și 16 diferența este de? Da. De 12. 12. Corect. Deci au rămas aici, dacă le-am face, ar fi 1, 2, 3, 4, 5. Apoi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Deci 7 și cu 5, 12. Da. Acesta e noul rest. Deci, practic, acum, din acest rest, trebuie să facem 3 șeptimi. Deci, din noul rest, trebuie să facem 3 șeptimi. Data trecută ne rămăseseră, nu? Câte segmente de acestea? 1, 2, 3, 4. Da. Și acum noi avem 2 și jumate. 2 și un sfert. Da, dar trebuie să facem din tot ăsta, trebuie să facem, cât am spus, 3 șeptimi. Adică tot ăsta de aici trebuie să-l împărțim în 7. Deci segmentul ăsta trebuie să-l împărțim în 7. Și noi avem aici 5. Câte segmente? 5 și cu
5 cu 7, 12. Mai trebuie să mai punem două lințe. Păi, tampia trebuie să-l împărțim. Înseamnă că schimbând toată numerotația asta, sunt mai mari sau mai mici? Dacă mai 7 trebuie să împărțim. Mici. Pe toată asta trebuie să o împart numai în 7. Ea e împărțit în 12. Da. Și dacă trebuie să o împart în 7, trebuie mai mare. Mai mare, asta e. Și schimbăm toată filozofia de aici. Iată că bun. E problemă complicată. Cum? Hai, e tare chestia. Deci, practic trebuie să găsesc o idee încât acest 3 septimi, trebuie să-l aduc așa fel, ca și cum aș împărți pe ăsta tot în 7 și să iau mai 3 din ele. Da. Și 12 cu 7 nu se leagă. Putem scade în 3 și 7? Data trecută m-am făcut. Cât din ele rămăsesele? Data trecută. Una, două, trei, patru. Și am înmulțit pe asta cu cât am înmulțit-o? Cu 4. Acum, fiindcă ne-au rămas cât de aici? Una și... Nu, cât din ele ne-au rămas? 12. 12. Ca să ajungem să ne putem da drum la treabă, cum am înmulțit data trecută cu 4, acum cred că trebuie să înmulțesc cu 12. Ce? Da, păi așa este. Asta e șmecheria. Deci, problema a devenit foarte complicat. Deci mulțim totul cu 12 după tehnica care am avut-o mai înainte. Da. Și de ce se transformă? Ia să vedem. 12 ori 3? 12 ori 3 este egal cu 36. Da. Și 12 ori 7? Dacă 12 ori 5 face 60. Da. Cu încă 22. 24. Da. 60 cu 24. 84. Foarte tare. 84. Corect. Altfel, 7 ori 2, 14. 7 ori 2, 14. 7 ori 7 și 8. Da? 84. Dragule, noi dacă luăm pe fiecare în parte, bunoarul ăsta o luăm deoparte și ne închipuim că e mare și o împărțim în câte am spus? O împărțim în 12. 12? Deci nu, în 12, în 7. În 7. A? Sunt 12 ele de toate. Deci în 7. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu nu mai pot să iau pe asta micuță deoparte. Ia de ce șmecherie. Pe asta micuță nu pot împărți în 7, că nu mai ajută creionul, pitirii creionului și pe mine nu mai ajută creta. Da. Și atunci, câte sunt de toate? Dacă le-aș pune pe fiecare 7, 7, 7, 7, 7, 12, sunt câte toate cât? 84. Și noi trebuie să luăm 36. Adică, ca să luăm 36 de acestea, numărăm. 1, 7, 2, 3, 7, 4. 12, 2, 7, 2, 7, 14, 21, 28, 36, 35 și mai lângă una. Și mai lângă una micuță de aici, da? Una de aici. Și aici am ajuns cu a treia zi. Deci a treia zi, cu care trebuie să o facem? Poate. Deci a treia zi este până aici. E vorba de 3 șeptimi, care înseamnă, de fapt, 36 pe 84. What? 36 pe 84. Acolo sunt 84. 84 de bucăți. Toate așa sunt 84, nu? Că fiecare are 7. Da. Așa am vorbit împreună, nu? Da. Tu ai înțeles acum? Da. Bun. Ei, dragul meu, știi tu câte au rămas de astea micuții? În partea asta, da. Câte? Diferența între 84 și 36. Asta e șmecheria. Acum făceam diferența. Păi da, asta e. Și cât este? 4 minus 6 minus 4, ne promutăm. 4 și 4, 8. 7 minus 3, 7 minus 3, 4. 48. 48. Deci ei sunt 48.
Da, de segmente, da? Segmente mici. 48 de segmente micuți de acelea. Cu galben să le notăm noi, da? Așa, sunt 48. Ce număr de kilometri trebuie să dau eu aici? Că au rămas. Ce număr de kilometri trebuie să dau? Ceva care poate se împarte la 48. Corect. Adică 48 plus 48. Sigur că da. Sigur că da. Da. Ia zi tu. Să 48 ori 3, să zicem, nu? Sau? Așa îi face. Nu, o sunt 30. Deci, spunem că au rămas pentru a treia zi, completăm acum problema, au rămas 130 de kilograme. Da? Au rămas 130 de kilograme. Cât am împărțit? Nu știu. Cu 48, ca să-i dau 130, cu 3, cu 5, e greșit. Da, cu 5. Cu 5, e înălțește odată. E înălțește. 5 ori 40, da. 0 și 4 reține. 5 ori 4, 20. Cu 4, 24. Așa, deci 240, da? E bine 240, da? Da. Deci 5 ori 8. 5 ori 40, 0 și 4 reținem, 5 ori 4, 20 și cu 4. Acă ai făcut 5, bun. 48, ai multiplicat de 48, zice el, și de 5 ori, da? Și vine 200, 240. 240 de kilograme. Iată, dragilor, completăm problema acum. Putea să fie 48, putea să fie 96, tu ai zis să fie 240 de kilograme. Ei, acum, rezolvitorul, după ce a făcut toată șmecheria asta, el trebuie să împartă pe 240 la cât? La 48 de bucățele. Deci face proba, el nu știe exact. Atunci face pe 240 împărțit la cât? La 48 și îi dă câte 5 kg. Așa este? Da. Și o singură liniuță de aceea mică face cât? 5 kg. Deci una singură e 5 kg. Da. Acum, ca să vedem una singură cât are, micuță, una de asta are 7, da? 7 ori 5. 7 ori 5, 35. 35. Și în asta mare, cât erau? Cât erau 7, nu? Da. Deci o liniuță de asta acum mare, o liniuță de asta, fiind una micuță care era încorporată în țară 5, asta acum înseamnă 7 ori 5, 35 de kilograme. Dar toată asta mare? 35 de kilograme. 35 de kilograme, oricât. Dacă una micuță e 35, câte sunt aici? O 7. O 7, sigur că da. Facem asta. Așa. Deci 35 ori 7. 235. Cât? 245. 245, ai zis, da? 7 ori 5, 35, 7 ori 3, 21, 245 de kilograme înseamnă... Un segment. Și toate cantitatea, câte astfel de segmente? Deci dacă ăsta mic înseamnă atâta 245 de kilograme, toată cantitatea Ai înmulțit asta cu 7, nu? Da. Deci asta ai înmulțit-o toate cu 7. Și ai zis 7 ori 5, 35. Da. 7 ori 4, 28. 28 și da. Cu 3. 28 și cu 3, 31. Da. 3 reținem. 7 ori 2, 14. Și cu 3, 7.
1700, ai zis tu? 15 kg. Ei, dragul meu, înseamnă că bunicul a venit cu o cantitate destul de mare la piață. Nu, profesor, mă merg cu mâncarea toate. O venit cu o mașină. Da? O venit cu o mașină și a adus 1715 kg de mere. Dar știi de ce a ajuns la o cantitate mare? Pentru că tu ai lăsat aici, la sfârșit, multiplul acela de 5. Dacă lăsai de 2 ori 48 sau de 3 ori 48, era o cantitate mai mică. Dar nu nimic. Acum, întrebările care le-am pus au fost asta. Cu ce cantitate a venit bunicul la piață? Răspunsul. Da. Cu ce cantitate a venit bunicul la piață? 1700. Deci, cantitatea. Cantitatea este asta. 1715 kg. Cât vinde în prima zi? Ia să vedem cât vinde în prima zi. Vrei să-mi spui? În prima zi? În prima zi? Da. Dacă în segmente 245. Deci un segment este 245. Și el câte segmente trebuie să aibă? 3. Și cât înseamnă? 730. Deci în prima zi, vinde 735 de kilograme. Că ai mulțit tu pe cine? Pe 245 cu 3, da? A doua zi. A doua zi el vinde. Uite cât vinde a doua zi. Două segmente care înseamnă. Două segmente care înseamnă 245, putem să facem plus 245, corect. Adică 490. 490 odată, 490, ai zis tu, da? Da. Și plus încă? Plus încă 70. Încă 70. Deci plus două segmente, da? Da. Și cât înseamnă un segment? Și 70. Deci 70? Că un segment ăsta... 235. Asta de aici este de 35, da? 35 cu 35, 70. Atunci ce facem? 560 de kilograme a doua zi. A treia zi, te rog. A treia zi. Am făcut, dar vreau să văd exact cât vinde a treia zi. 204. Ah, 490, da? Deci a treia zi, da? Da, 490. Știi de ce? Zi-mi, că nu știu. Pentru că în a doua zi am adăugat 70 și în a doua zi am scos 70. Deci, aici am adunat... Dumneavoastră, mulțumesc că a scris 490, că s-a ajutat mai mult la a treia zi. Așa. A, deci a treia zi cât vinde? 490. El vinde de aici până aici, da? Da. Și mai vinde exact câte segmente de asta? El vinde... A treia zi, 3 șeptimi din nou rest. Da. Și deci, un segment... De ce ai spus că fac 490? Pentru că un segment fără 2 e 60, 70. Și două segmente. Și mai pune o bucățică de aici. O bucățică mică. Știi cât e bucățica asta? Te-am spus aici. Da. E 48. Da. Deci, practic, din cât era, un singur segment era, cât am zis mai înainte, că e 245. 245. Și el nu ne ia pe toate 7, ci ia numai câte? El ia... Numai 5. Mai 5. Da? Și 5 înseamnă 24.